Doi tineri din Motru Dornici, să se afirme, au ajuns în arest după ce au luat la bătaie un alt bărbat din aceeași localitate. Scandalul ar fi fost unul spontan, victima fiind agresată de cei doi în urma unor discuții în contradictoriu. La data de 12 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi tineri de 25 respectiv 23 de ani din Municipiul Motru, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetări a reieșit că tinerii, la data de 12 martie anul curent, pe fondul unui conflict spontan, ar fi exercitat acte de violență asupra unui alt bărbat de 30 de ani din aceeași localitate, în timp ce se aflau pe raza Municipiului Motru. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal.